un epapură 1 la 1, ați condus multă perioadă de timp. Am condus jocul în primul rând. Noi suntem aici, cred că noi suntem aici să învățăm copiii ăștia să joace, să fie preocupați de joc, dar ce s-a întâmplat astăzi nu promovează fotbalul în general. Dar v-am zis, ambele echipe au avut obiective diferite. Dacă pe noi ne-a interesat să jucăm, să pasăm, consider că ne-am îndeplinit obiectivul. Echipa adversă, din ce am văzut și i-am urmărit, același stil. Să protesteze la orice decizie arbitrului și să nu facă trei pase. Cred că și ei și-au îndeplinit obiectivul. De unde nervii ăștia pe final? Din cauza arbitrajului? Din cauza antrenorilor și ce se întâmplă pe bancă acolo. Este o rușine pentru fotbal. Asta s-a întâmplat, am văzut multe meciuri aici, arbitrii au aceeași tendință, dar orice contact, să dea de părul. Nu face bine pentru promovarea fotbalului. Până la urmă au jucat împotriva unor juniori, niște băieți de pe la, nu știu, 29-30 de ani, care nu vor mai mult. Atâta pot, atâta dezvoltă. Nu ați câștigat nici cu CSU Filiaj, nici cu Podari. Nu vă priesc doljenii? În tur am câștigat. Ca la fotbal, nimic, dar meciul ăsta meritam să-l câștigăm foarte ușor. Cu puțin atenție și, mă rog, un arbitraj decent. Era normal. E păcat că își bat joc de niște copii de 17-18 ani care au muncit și să-și bată joc cineva e urât. Acel cartonaș roșu, îl contestați? Nu mă pricep la regulamente, dar au dat gol cum l-au dat, au tras, au țipat, au urlat și după aia a intrat un organizator, a intrat și l-a luat de gât pe portar. Sunt lucruri inadmisibile pe un teren de fotbal. Adică nu găsesc așa ceva normal. Și tot jucătorul ia cartonaș că vrea să se apere, nu mi se pare logic.